era fără taxă. Da, îți dai seama, nou proprietar plătește taxa actuală. Da, da, care asta se întâmplă. Dacă e mai mare sau... Asta se întâmplă, de fapt, aici toată treaba, pentru că dacă ai plătit, de exemplu, 200, 300, 500 de euro în momentul respectiv, 2007, 2008, dar vizi acum mașina, taxa de matriculare în momentul ăsta poate e 2000 de euro, 3000 de euro. Și atunci prefer să nu mai recuperezi, ci da, să-ți vizi mașina, pentru că deja are taxa plătită, okay, și găsești un ușor un cumpărător în momentul ăsta, decât să-ți recuperezi banii 500 de euro și acum ca să o vinzi, nou proprietar să plătească 2-3 mii de euro.